Fotbaliștii Stelei au ajuns în a doua săptămână a perioadei de pregătire, iar joi vor începe seria meciurilor amicale. Prima partidă de verificare va fi împotriva celor de la Universitatea Cluj. Meciul va avea loc pe terenul sintetic din complexul Ghencea cu începere de la ora 12. Steaua TV a stat de vorbă cu doi dintre cei mai experimentați fotbaliști din lotul roșalbaștrilor. Wallace da Silva este convins că echipa va arăta altfel în cea de-a doua parte a campionatului. Foarte greu această perioadă, sunt antrenamente grele. Și avem nevoie, într-adevăr, am stat o lună jumate și acum trebuie să acumulăm mult și a început antrenamentele destul de grele, dar suntem bine, suntem pregătiți și ușor, ușor o să ne revenim la capacitate maximă. Ce spui de amicalul cu Universitatea Cluj? Cât de mult va arăta acest test nivelul vostru? Eu cred că amicalul ăsta e bun așa, pentru noi să începem să avem meciuri în picioare și cu o echipă puternică, dar nu cred că, indiferent de rezultat și dacă o să câștigăm sau dacă o să pierdem, sper să nu, nu o să arate neapărat nivelul echipei, pentru că acum noi avem antrenamente foarte grele și nu se știe. Putem să prindem o zi să facem un joc foarte bun sau să prindem o zi care suntem obosiți și încărcat, dar e bine că jucăm cu o echipă puternică și sper să reușim un meci foarte bun și cel mai important să nu se accidenteze nimeni. Unul dintre jucătorii care a evoluat în cele mai multe meciuri pentru Steaua în turul campionatului este Dean Beța. Cât de grea este pe această perioadă? Cum sunt antrenamentele? După cum respir, cred că se vede. E destul de greu, dar benefic. A început, a fost o acomodare, dar acum am intrat pe linia dreaptă și antrenamentele sunt mult mai grele și cresc în intensitate, dar una peste alta e benefic să le arătăm mult mai bine în campionatul care ne-a mai rămas să jucăm. Ce înseamnă acest amical cu Universitatea Cluj? E foarte bine că jucăm cu Liga a doua, chiar că suntem la început de pregătire pe final, asta contează mai puțin. Important e să facem ceea ce pregătim în antrenamente și facem un joc bun. S-au integrat noi jucători? Foarte bine, chiar ne și știam cu Huiban, de exemplu, un fost coleg și cu Insiam, jucat contra lui, jucător bun care o să ne ajute cu siguranță. Toate meciurile amicale disputate de Steaua vor fi în direct pe canalul de YouTube Steaua TV.